Severinanul Răzvan Mogoș va juca din sezonul viitor în Liga 1 cu Politehnica Iași. Marți seara, echipa antrenată de Leo Grozavu a învins Oțelul Galați cu scorul de 2-0 și și-a asigurat matematic promovarea pe prima scenă cu 4 etape înainte de finalul sezonului. Mogoș a fost introdus pe teren în minutul 87 și s-a bucurat la finalul jocului alături de suporteri care au pătruns pe gazon pentru a sărbători revenirea echipei în Liga 1 după 2 ani petrecuți în eșalonul secund. După succesul din runda 6-a, Poli Iași s-a distanțat la 4 puncte de CSEA Steaua București, echipă care nu are însă drept de promovare, fiind club departamental și la 7 de Oțelul Galați. Dinamo București, Gloria Buzău și chiar echipa atacantului orșovean Gabriel Fulga, Unirea Dej, vor lupta pentru cele două locuri care merg la barajul pentru promovare, unde vor întâlni echipele clasate pe locurile 14, respectiv 13, din Liga 1. Sosit în iarnă de la Ripensia Timișoara, Mogoș a fost utilizat 111 minute la Poli Iași în 7 etape.